Vă salut, prieteni! O să vă arăt în cele ce urmează cum putem scrie date și imagini pe discuri folosind CD Burner XP. Pentru început descărcăm aplicația, deschidem un navigator web sau browser, cum vreți să-i spuneți, și pe Google căutăm CD Burner XP. Mergem direct la rubrica de descărcări, clic pe Downloads, este în limba română, descarcă ultima versiune. Eu o să-l salvez evident pe desktop, cum v-am obișnuit. Aștept să se descarce. O să închid browserul și să-l instalăm. Acesta e kit-ul. Îl pornim, trecem firewall-ul în modul de instalare, mergem la următorul pas, citiți vă rog termenii de licență, dacă sunteți de acord mergem mai departe. O să instalez un program files, vă recomand să faceți același lucru. Aici puteți, de exemplu, să instalați doar suport pentru limba română și engleză. O să aleg de aici. Să selectez din listă română. Mergem mai departe. Dacă dorim să creăm o iconiță pe desktop, pentru toți userii, utilizatorii sau doar pentru utilizatorul curent, o să las pentru toți utilizatorii. Dacă doriți asocierea proiectelor făcute cu CD Burner XP, lăsați bifat această opțiune. Și dacă doriți asocierea imaginilor de tip ISO, bifați această opțiune. O să o bifez. Recapitulăm configurația și îl instalăm. Aceasta a fost instalarea. Veți vedea în următoarea parte cum se folosește.